Politicienii le-au transmis mesaje românilor de Ziua Unirii Principatelor. Colegul meu, Paul Ciurare, a stat de vorbă cu ministrul mediului, Mircea Fechet. Bun găsit, ca în fiecare an, Iașul adună aici oameni din toată țara, personalități care vin să sărbătorească Mica Unire. Suntem alături de ministrul mediului, domnul Fechet. Spuneți-ne ce înseamnă 24 ianuarie pentru dumneavoastră aici la Iași. Pentru mine, în calitate de băcăuan și de moldovean, este un moment de mare însemnătate. Pentru că la 24 ianuarie sărbătorim nașterea României. Chiar dacă o numim Mica Unire, n-a fost nimic mic în ceea ce s-a întâmplat în acea zi și nu puteam decât să fiu, cum am participat și în alți ani, alături de suceveni, de nemțeni, de botoșăneni, de vasluieni și de băcăoanii mei și astăzi la Iași și alături de ieșeni, bineînțeles, să ne bucurăm împreună de această zi. Suntem chiar în Piața Unirii, locul unde s-a întâmplat totul, lângă Hotelul Traian, unde s-a semnat, practic, unirea României. S-a format România aici. Așa este. Cu atât mai mare însemnătate are și faptul că ne aflăm în locul în care s-a întâmplat unirea. La fel cum ieri, participând la deschiderea unui muzeu, am avut ocazia să văd și urnele cu care s-a votat acel eveniment extrem de important, Unirea Principatelor. Însă ceea ce aș vrea să adaug este că, gândindu-mă la înaintașii noștri, gândindu-mă la ce au avut în minte atunci când au decis în numele poporului să înfăptuiască această unire, eu cred că și astăzi înfăptuim în continuare unirea, pentru că facem acest lucru prin investițiile pe care le facem, fie că discutăm despre Iași, fie că discutăm despre celelalte județe din regiunea Moldovei, pentru că există, din păcate, încă multe lucruri pe care le putem îmbunătăți. Și din acest motiv m-am bucurat să constat că de ieri avem la Iași al doilea cel mai mare aeroport din România după cel din Otopeni. Am constatat că există în derulare multe investiții în domeniul sănătății, în domeniul infrastructurii și abia aștept să mergem pe autostradă de la Siret până la București, pe autostrada A7 și cred că până la urmă despre asta e vorba. Când vorbim despre unire, dincolo de lozinci, dincolo de sărbătoarea în sine, trebuie să ne întrebăm ce face fiecare dintre noi în fiecare zi pentru a fi mai aproape de gândul acelor oameni. Așadar, la 165 de ani de la Mica Unire, de la acea zi de ianuarie din 1859, iată că tema Unirii este în continuare în actualitate și aduce mii de români aici la Iași.